foarte bine să fie mai des în dialog cu noi cetățenii sau cetățenicele. Aș vrea să vă întreb, din păcate o întrebare gravă și incomodă, dacă clasa politică este conștientă că în timpul acesta de emigrare România nu a mai existat în 20 de ani sau peste 20 de ani. Și dacă, și întrebarea numărul 2, dacă dumneavoastră credeți că este o loc de legalitate politică în România. O să încep cu a doua întrebare și vă pot spune din ceea ce știu eu, că procentul de români romo-latini este în creștere. Dacă îl comparăm cu 1990-1992, când era 1-2-3%, în momentul de față sunt circa 15-16% români care ar susține varianta monarhiei. Deci, deocamdată, insuficient. Depinde de comportamentul familiei regale, depinde de comportamentul politicienilor republicani. Eu sunt o republicană, mă recunosc, chiar dacă am cu mătră familie regală. Cred că acest curent este în creștere și cu cât vom avea o calitate mai proastă a clasei politice la vârf, cu atât românii se vor îndrepta ca soluție sau vor începe să-și pună tot mai puternic întrebarea, dar oare nu-i mai bine cu o monarhie? Deci acesta ar fi răspunsul la a doua întrebare. Acum, dacă s-ar desfășura însă un referendum de această temă, referendumul ar pica cu procent consistent de 80%. Dar în 90 ar fi picat cu 99%. Deci, cred că s-a produs o evoluție din acest punct de vedere. Ce încă un lucru, profit de întrebare, ca să clarific un lucru, am primit întrebări de ce nu declanșez un referendum pe această temă, monarhie sau republică. Dacă citiți articolul 148 din Constituție, veți vedea că nu poate fi inițiată revizuirea Constituției pe asemenea temă sau declanșat un referendum pe o astfel de temă. Deci președintele ar încălca Constituția. Forma de guvernare nu este supusă referendumului. Președintele nu are dreptul să declanșeze un astfel de referendum. O astfel de dezbatere s-ar putea genera într-o nouă constituantă, adică un parlament care se transformă în adunare constituantă după ce este ales și hotărăște că schimbă forma de stat. Dar nu se poate trașa prin referendum această problemă. Prima întrebare era legată de... Doamnă, aici lucrurile sunt complicate și la fel cum dumneavoastră ați fost sinceră cu mine și eu mă fiu foarte sincer cu dumneavoastră. Dacă privim la natalitate, așa cum ea este acum, România va ajunge în 2030 la o populație de 15 milioane. Cu pierdere enorme pentru țară, atât ca poziționare, ca mărime, ca și greutate și așa mai departe. De asemenea, se va produce o schimbare consistentă a structurii populației. Pentru că avem minoritatea roma, care este extrem de productivă. Nu imigrația ne va face să ajungem la 15 milioane, pentru că cei care au migrat economic s-au dus pentru loc de muncă, dar și-au construit casa la Certeze sau mai știu eu, în mediul rural. Sigur, probabil din cei 3,5 milioane de români care lucrează în străinătate, probabil 1 milion nu vor reveni.
Că și-au făcut rosturile acolo, copiii la școală, învață în altă țară, mai dezvoltată, mai... Dar ceilalți vor redeni. Marea noastră problemă nu este imigrație economică, care caracterizează acest proces pentru România în momentul de față, și natalitate. N-aș vrea să mă întreb câte evidențe dumneavoastră aveți copii. Dar, spre exemplu, mă uit când am muncit cu fetele mele, mă, fetelor, măritate, nemăritate, faceți fetelor un copil de chestie, patriot. Mă rog, cu asta mic am reușit până la urmă. Cea mare nu reușesc. Deci, problema populației, să știți, a evoluției noastre, ține foarte mult de natalitate. Și v-am spus un lucru pe care nu-l declar îngrijorător. Faptul că minoritatea romă are un spor de natalitate foarte puternic și structura poporului român se va schimba în 2030, dacă rămânem în aceeași expectativă față de natalitate. Deci, cred că este o misiune pe care și femeile din România trebuie să-și o asume. Scuzați-mă, vă spun atât de direct. Să pună mai multe întrebări și nu vă arăt decât pentru scurt timp. Vă spun doar că m-am implicat de 2 ani într-o campanie internațională împotriva obezității. Lupt pentru frumusețe, pentru sănătate. Deci aș dori să știu cum ne-ați putea ajuta pe noi cei care ne-am implicat în așa ceva, ca autoritățile pe care am văzut în alte părți că sunt mult mai implicate în vădăștere competente, bineînțeles, să poată fi și la noi să fie, să aibă parte de acest lucru și să putem, mai ales că rata obezității și mai ales în cazul copilor este îngrijorător de mare, cum am putea să scăpăm cumva sau măcar să cultivăm ce se poate mai bine. Doamna, cum că sunt nepregătit să vă dau un răspuns competent la întrebarea asta, dar uitați-vă să mă ridic în picioare. O să vă arăt că la 61 de ani deci, cred că asta ține foarte mult și de bun simț al fiecărui. Acest lucru a trebuit spus oamenilor să înțeleagă că e o chestiune de sănătate. Eu nu am grijă să nu mă îngraș, pentru că îmi place să-mi impun restricții. Dar am un anume mod de viață și nu-mi place să arăt deformat. Dar cred că aici poate doar mai multă educație pentru fiecare. Sigur, știu că sunt guverne care se implică. Dar ele spun, nu mai mergeți la McDonald's. Mâncați sănătos, adică ceea ce a învățat la noi se poate face, să știți că nu mă duc din abuz cu animale, ci din piață. De la noi. Deci la noi se poate mânca sănătos. Problema este cât ești de educat pentru asta. Cred că, în sprijinul dumneavoastră, dacă așa cum guvernul încurajează această campanie împotriva alcoolului, spre exemplu, alcool sare, nu știu ce, ar declanșa o campanie și pentru
conștientizarea populației legată de riscurile obezității, care îți afectează și inima și... Eu m-am mai avut perioade când am mai scăpat așa cu 2-3 kg și se simte imediat când vârzi scările, că duci după tine 3 kg în plus, în loc să fii mai... E chestiune de educație, dar îmi pare rău, nu vă pot da un răspuns, însă vă promit că o să discut cu guvernul pentru că mi se pare boala secolului obezitatea. Probabil soluția este cu aceste campanii exact cum ai pe pachetul de țigări. Ar trebui să punem că o să-ți stea inima pe teritoriu, o să faci un infarct, dacă care greutatea asta am dus. Da, poate fi o soluție și vă promit că o să discut cu guvernul despre posibilitatea lansării unei campanii anti-obezitate, mă rog să fie văzut că au devenit tot mai populit din cauza amecului. Bună ziua, care nu este Anca de Amor și reprezint Muzeul Imobiliar al Bucuriei Carrefour în România. Am avut ocazia de cunoaștere la Carrefour. Am avut ocazia de cunoaștere la 10 ani, erați primarul municipiului București. Am lucrat pentru un proiect Carrefour pe vremea respectivă. Vreau să... Exact, da. Da, și s-a făcut până la urmă și flyover-ul după. S-a făcut până la urmă și proiectul de autostradă, care ne facilitează viața, cel puțin mie, că avem birourile în zona respectivă. Aș vrea să revin către dumneavoastră cu două întrebări, cea legată de natalitate, în care spuneți că natalitatea scade în România și că se reproduce mai mult populația romă. Aș vrea să subliniez un lucru. Cred că statul român trebuie să implice mai mult în diversele măsuri pe care ar putea să le ia ca să faciliteze creșterea acestui nivel de natalitate. E suficient să ne uităm în Franța, să vedem toate deducerile fiscale pe care le au familiile cu mai mulți copii. Eu am doi și pe vremea când eu i-am făcut copii, dar aș fi stat acasă în concediu de maternitate, aș fi câștigat undeva în jur de 200 de euro pe lună. În condițiile în care m-am pencășit, cred că ajung undeva la 50-60 de euro pe lună. Și ca atare nu cred că statul oferă niște măsuri suficiente ca pe mine care se implică în carieră să-și dorească să aibă copii și la o vârstă la care îi pot avea. Pentru că, în general, femeile fac o alegere. Dacă trebuie să-i fac la începutul carierei, sunt într-o, de altă parte, să uităm numai de viziunea masculină, sunt la începutul carierei, dacă vreau să fac un copil, s-ar putea să se gândească că nu o să mă pot implica, că o să vreau să stau 2 ani de zi la casă, etc. Unele o fac, altele nu. Și am una decizia de a avea un copil la un anumit moment la care e publicat în acasă cu 2-3 copii și așa mai departe. Deci, întrebarea mea este dacă există anumită măsură la care statul român se gândește ca să echilibreze această situație și să permită, vreau să spun mai mult de vizita, în general, să permită creșterea nivelului de natalitate. Iar a noastră parte, la ecran să vă adresez, era, dar sunt de acord cu dumneavoastră, nu avem nevoie de această discriminare pozitivă. Totuși, aș vrea să nu uităm că populația globală, mai mult de 50% sunt femei. Dacă ne uităm la studiile care arată procentul de populație care face studii superioare în lume, să constatăm că de asemenea femeile sunt mult mai reprezentate, pe de altă parte sunt complet subreprezentate în guverne, în regiune și mai departe. Deci da, cred că trebuie să existe niște măsuri care să permită măcar reprezentarea lor și promovarea lor și propunerea lor. Evident că acest lucru trebuie să le ducă pe medii. Dar cum a spus și dumneavoastră, trebuie să propunem din 3 persoane, trebuie să fie un anumit număr de persoane propuse ca femeie. Da. Deci cam asta era o întrebare. Vorbim de natalitate, doamnă, poate sunt ascult, poate nu înțeleg.
să nu credeți că am pretenția că sunt cel mai deștept pe toate, dar dau o părere. Da, privind la legislația care o protejește femeia înainte de după naștere, România are una din cele mai favorabile legislații din Uniunea Europeană. În Belgia stai 30 de zile în procesul de maternitate pe care vii la serviciu. Și mea este europarlamentar, e pe legislația belgiană, nu are nicio zină de concediu prenatal, care 30 de zile. Deci, din punct de vedere al timpului, cred că România este în regulă. Dacă avem probleme, le avem la susținerea financiară. Și acest lucru îl recunosc. Pe de altă parte, avem exact exemplul pe care l-am dat mai înainte. Cum Dumnezeu, femeia romă, poate să țină 5-6 copii, 7 copii, iar românca nu poate. E adevărat, ea nu-i manager. Lăsați-mă numai puțin să vă spun tot răzuna mea și știu că o să-mi să ridicam, dar mă las. Pe de altă parte, trebuie să mergem și în zona cealaltă. Știu, poate maternitatea este una din misiunile fundamentale ale femeii. Asta mi se pare mie. Ori am văzut foarte multe femei, inclusiv în politică, dar și în afara politicii, care n-au ezitat în a face fiind sau având serviciul la stat, la 30-32 de ani, să și nască unul, doi copii, trei uneori, și să vină înapoi la servici, pentru că statul îi rezervă locul de muncă. Am înțeles problema pampersilor și știu că s-au făcut niște reduceri de venit în timpul guvernului Bob. S-au făcut niște reduceri de venit pentru perioada de maternitate, reduceri de salariu. Adică era un venit 85% din salariu și între timp a devenit s-a făcut o cotă mai mică, nu? Cât s-a făcut? S-a plasat la cât? La? 65%, cât? 3400 euro. Eu iau 5000 în mână. Deci, n-aș spune că asta e principalul cauză, dacă nu trebuie să fac concluzia acestea. E o chestiune de asumare. Ideea era că e un pachet între partea financiară și partea mai importantă, care este cu infrastructura. Infrastructura... Am început să dezvolt infrastructura necesară că-s grădinițe, că-s creșe și mai ales se dezvoltă pe sectorul privat, mai bine decât pe stat. Sunt de acord cu viața și asta costă. Dar, repet, dincolo de stimulente materiale, dincolo de concedii pre- și post-natale, problema natalității este o chestiune de asumare. Îmi asum sau nu, să am un, doi, trei copii. Asta e părerea mea. Și putem face și un experiment, să știți că în perioada când era 85% din ultimul salariu, n-am avut trebuie de natalitate. Nu s-a văzut chiar dacă timp de 3-4 ori au condiții mai bune. Natalitatea e descreștere continuă. Și e adevărat că Franța a rezolvat problema. E una din puținele țări europene cu natalitate pozitivă. Dar nu vreau să mă uit la structură.
pentru că francezii nu mai francezi. Dacă au cetățenie franceză. Nu mă uit la câte grupuri sunt în familie de oameni care au venit din Polonia. Și unde sunt mai mulți la francezii. Să aveți soldații la familie. Da, una peste alta, populațelor crește. Concluzie, de primul rând, o chestiune de asumare. Nu putem spune că România condițiile pentru femeia care naște sunt mai rele decât în alte țări din Uniunea Europeană, măcar din punct de vedere al timpului. Vă rog. Că sunteți nemulțumită și vă dau dreptate, dar nu vreau să fiu nesincer cu dumneavoastră. Poate că nici nu m-am fost diferent de cum trebuie mai zis. Făcând anumit de momentul executiv al ședericatului 30, 60, 90 de zile pe care nu s-a acasă și cred că este făcut în natalitate, în natalitatea să scrie cu un termen lung. Și atunci familia începe să aibă o certitudine. Clar, nu spun nu zici nimic. Aici este o problemă. Aici este o problemă, de fapt. Nu în neapărat în facilitățile pe care le dai femeii care naște, ci în siguranța socială, siguranța pe care o garantează societatea. Suntem o societate în tranziție. Cine spune că s-a terminat tranziția, nu știe ce vorbește. Încă nu m-am trecut la societatea capitalistă și la mentalitatea omului din societatea capitalistă în care om care așteaptă de regulă doar un deseam de la stat și de pescuit pescuiește el. Mai avem până când ajungem la stadiul la care să spunem e în regulă, dar și realitățile economice sunt o problemă. Așa este. Incertitudinile legate de locul de muncă, incertitudinile legate de plata ratei la părinți, incertitudinile legate de ce s-o mai întâmpla, ce s-o mai schimba. Sunt de acord că acest pachet de incertitudini este exact în coliziune cu măsurile pe care statul le-a luat pe România, să spunem, ca să stimuleze creșterea natalității. Asta e. Avem o societate încă nestabilizată complet și ăsta poate fi un efect. Câte ani, câte generații sau dacă mai avem o speranță?